Bună dimineața, copii! Ok. Voi ați fost la, când ați fost la doctor, v-a ascultat la inimă? Mai țineți minte, da? Ia să vedem. Dacă putem să ascultăm. Așa. Da? Și ascultăm inima, da? Ascultăm și la Eliza? Vrei să auzi și tu? Cine face ca inima noastră să bată? Domnul, da? Inima noastră bate tot timpul și dacă punem așa mâna, o auzim cum bate, da? Și Domnul a pus-o acolo ca să ne țină, să ne dea viață. Vreau să vă spun despre un băiat, de fapt nu este băiat, este un coleg de-al meu, a venit la servici ca în orice altă zi și după ce a început să lucreze, la el acolo în birou, în AFES, a început să nu se simtă bine. Și a zis, zice, trebuie să mă lungesc puțin. Și nu era pat, că era în AFES. Și s-a lungit așa jos și zice, vreau să mă odihnesc. Și după aceea, colega lui, când se uită la el, nu avea nici respirație și inima lui nu mergea. Nu lucra deloc, era liniște. Atunci ea a chemat imediat ajutor. Și inima lui s-a oprit în ziua aceea de 6 ori. Și de fiecare dată, acolo noi la spital, trebuia să cheme ajutor, de fiecare dată se numește code blue, când cineva nu respiră sau nu-i bate inima. Și de 6 ori inima lui s-a oprit și de fiecare dată trebuia să o pornească din nou. Și între timp, eu și cu niște colegi de-ai mei, care îl cunoșteam de mult timp, ne-am plecat, am făcut o rugăciune pentru el specială. Și după aceea am sunat-o pe mama mea și am rugat-o să se roage pentru el. Și a doua zi, el a fost trimis la alt spital și i-au pus acolo un aparat ca să ajute inima lui să meargă. Și la două săptămâni după aceasta, el a venit la servici, ca și înainte. Pentru mine a fost un miracol, pentru că e foarte greu să trăiești și să vii înapoi, să fii o persoană normală, după ce inima ta se oprește de 6 ori într-o zi. Deci Dumnezeu a avut un plan foarte minunat și cel mai important plan este că noi ne-am rugat. Deci rugăciunile noastre au fost un semn că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Voi aveți experiențe când Domnul a răspuns la rugăciunile voastre? Da? Nu. De fiecare dată când ne rugăm când plecăm cu mașina, da? Ne rugăm, da? Și Domnul e cu noi? Da. Am avut accident? Nu. Domnul a fost cu noi, da? Când ne așezăm la masă, mulțumim Domnului pentru că ne-a dat mâncare, da? Și ne rugăm ca întotdeauna să o avem și El are grijă și ne dă. În tot ceea ce facem, să începem cu rugăciune, da? Când ne așezăm să facem lecțiile, sau să facem la pian, sau orice facem, începem totul cu rugăciune. Și Dumnezeu ne ascultă, da? Și El ține inima noastră să bată în continuare, da? El are grijă și de inima noastră și de mintea noastră, da? Mulțumesc! Mergeți la locurile voastre!